Păi da, dacă rămân 2 și 3 la 99 și 3 la 100. Acum tu trebuie să mă lămurești pe mine că făcând echipaje de câte 3, n-aș acoperi până la capăt pe 3 la 100 ăsta care ne face probleme. Deci dacă merg așa în varianta asta până la 3 la 2, fac o echipă de 2. O echipă de șapte. Deci să se termine și cu număr par. Următoarea echipă ar fi 3 la A, cât a? 3 la A 3 plus 3 la A 4 plus 3 la A 5. Și când o să dăm pe 3 la A 4, 6 e deșteaptă. 1 plus 3 plus 3 la A 2 plus 3 la A 3. Nu, îi lăsăm pe afară pe 1. Clar. Îi lăsăm. Deci am face 1, lăsăm afară. 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 le băgăm într-un grup. 3 la 4 plus 3 la 5. Bun, merg pe mâna ta. Uite că nu se încercăm, dar așa parcă. Păi da, da, asta facem. Încercăm. Da. Deci vine 1 plus 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3. Prima echipă. Așa e propus, da? Da. Plus. Dar avem factor comun, să știți, la alea. Aici o să dăm. Acum ar veni 3 la 4 plus 3 la 5 plus 3 la 6. A doua echipă. Da. Și ultima echipă, 3 la 98. 3 la 98. Începem cu număr par, după aia număr impar și după aia număr par. Deci, vezi, sunt situații când începi cu echipă cu număr impar și termin impar. Începem cu par și termină cu par. Acum, cum s-a terminat, dar nu știu dacă se întâmplă așa. Eu știu dacă se întâmplă să am tripletul ăsta la sfârșit aici. Păi știi că am un moment greu de... E greuț? E greu, program. E destul dificil. Deci nu știu dacă... Aș merge pe varianta asta. Da, George, dar trebuie să am o rigoare a raționamentului. Trebuie să fiu sigur. Oare câți termeni sunt aici de toți? Câți? Toți. Da, de la 1, de la 3, de la 1. 101 termeni, clar. 101, da? 101. Nu dăm afară pe 1, 100. Nu. 101, hai să împărțim la 3. Că facem echipe de câte 3. Da, ok. Deci 101 împărțim la 3. Nu dă. Și merge de cât? De 3 ori. 11. Nu dă. 11. Împărțim la 3? 3 rez 2. Nu. Deci 2 rămân afară. Dacă îl punem pe 1, hai să încercăm și fără. Păi stai, dacă rămân 2, trebuie să lăsăm 2 afară. O lăsăm și pe 3, nu mă deranjează. Asta e moment de disperație. Îl lăsăm și pe ăsta de-a. Că mă gândeam, 1 ar trebui să-l lăsăm pentru că 100% nu se îmbină cu... George, e foarte tare momentul. Deci lăsăm pe 2 dintre ei. Și pe 1 și pe 3, că așa ne dau bătaie de eu. Nu-i lăsăm pe ăștia la sfârșit. Că eram într-o mare dilemă. De la sfârșit nu. Măi, eram într-o situație delicată aici. Nu știam ce să fac. Nu știam care e echipa, ultima echipă, pară sau impară. Da. Dar vezi, e momentul de vârf al gândirii, al raționamentului nostru, când vrând câte 3, câte 3, te-am întrebat câți termeni sunt și mi-ai răspuns 101 sunt. Da. Și împărțim la 3 grupe de câte 3 și atunci observăm că putem face 33 de grupe, chiar ultimii 3 prinzându-i într-o grupă și 2 rămân. Adică noi să lăsăm pe ăștia 2 la început. Asta vom face. De ce îi lăsăm pe ăștia 2 la început? Care-i motivul de îi lăsăm pe ăștia 2 la început? Ca să nu-i lăsăm pe ultimii doi. Ca să nu-i lăsăm pe ultimii. Că ea nu merită. Că ea ne strică jocul. Mm. Noi le lăsăm pe ăștia ca să dea 1 și cu 3, fac 4 și era să fie restul. Că noi avem un rest până în... Până în unde? Până în 13. Nu, 10 și cu 9... Până în 13 restul. Adică 0, 1, 2, 3 și până în 12. Sunt 12. Asta facem. Deci să zicem, S egal cu 1 și cu 3, băi să fiți voi deoparte, lăsați liniștiți, plus 3 la 2,
plus 3 la a 3-a, plus 3 la a 4-a. O echipă. Plus 3 la a 5-a, plus 3 la a 6-a, plus 3 la a 7-a. Următoarea echipă. Da. Plus 3 la a 8-a, plus 3 la a 9-a, plus 3 la a 10-a. Următoarea echipă. Nu știu mai departe, puncte, 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 puncte. Ultima echipă ar să fie 3 la 5 alfa, 3 la 98. Nu da. De ce nu? S-au dat, da. Deci 3 la 98. Ultima echipă face 3 la 98, 3 la 99. E foarte bun, da. Plus 3 la 98. Mă pare ca să-mi iar, că nu dă. Pe lângă cine? Pe lângă... Nu ți-ai dat sfactul. Nu, 3 la 98 plus 3 la 99 plus 3 la 100. Știm că putem face echipe de astea. Iar cea din față va fi 3 la câta? 3 la 95. 3 la 95 plus 3 la 96 plus 3 la 97. Gata. Și acum dăm factor comun. Și acum gata, ne-am liniștit. Iese va fi egal cu 1 și cu 3 face cât? 4. Plus între ăștia, pe, de, pe cine? 3 la 2, cel mic. 3 la 2, pe ăsta cel mai mic. 3 la 2, pe lângă cine? 1, a rămas în locul său. Plus 3 la 1. Plus 3 la 3. A 2. Plus, da. Bine? Da. Și dă toate 3. Dă toate 3. Plus, punct, plus. Din ăștia, pe cine dă un factor comun? 3 la 5 și dă... 3 la 5 pe lângă 1 plus 3. Plus 9. 3 la 5. 3 la... A doua. Plus, și mai departe, plus 3 la 8-a, ca să vadă toți prietenii noștri, 3 la 8-a, pe lângă 1, plus 3, plus 3 la a doua, plus puncte, puncte, plus, plus, trei la 95, pe lângă 1 plus 3, plus 3 la a doua, plus 3 la 98, pe lângă 1 plus 3, plus 3 la a doua. Și face în final 4 plus 13, pe lângă 3 la a doua. De acord? Din 13, cu 1 și cu 9, 10 și da, cu... Da, da, am făcut și asta. Da? Că... 13 plus 3 la a doua. Plus 3 la a cincea. Plus 3 la a câta? 3 la a opta. 3 la a opta, da. Da. Plus 3 la a cât ar fi? 3 la a 11-a. Și mai departe, până la 3 la puterea... cât este? 98. Da. 3 la 98. Da? Da. Ori 13. În concluzie, putem spune că yes este egal. O să e, are restul 4. Ca expresii se așează în forma 1. Yes egal cu... Hai să organizăm invers. Yes egal cu 3 la a doua ori 13 plus 3 la a 5-a, plus 3 la 5-a, ori 13, plus 3 la a câta? A 8-a, ori 13, plus și mai departe, plus puncte, puncte, George, plus puncte, puncte, da. Plus 3 la 98, ori 13. Așa că yes va fi egal cu... Da, da, da. Dar 4 unde e 4? 4 unde e? Trebuie să-l pun la sfârșit. Acum îl pun la sfârșit, da? Foarte bine. Și eu acum am împărțit totul la 13. Și acum zicem 13 pe lângă. Hai, bă, da, vorbă, că unde e? Da?
Faci 3 la 2. Plus 3 la 5. 5 plus 3 la 8. 3 la 8 plus 5 puncte plus 3 la 98. Plus 4. Și acum am părțit 3 și pe șar, dar rest 4. Concluzia este că restul împărțirii lui S la 13 este 4. Foarte interesant, adică sunt foarte tare. Așa pus pe toate resturile, un număr imens. Da, trebuie să fii foarte șmecher aici. Aș vrea să te întreb care este restul împărțirii lui S. Mai face unul? Acum venim, te tot mai provocat tu acum. Iese împărțit la... ...13 și cu 27 face. Și 40. 40. Iese împărțit la 40. E restul egal cu 5. O, mare. Cât ce rest aștept eu la împărțirea asta? Unul mare și e până în 39 și în decurt inclusiv, inclusiv 39. Da. Da. De la 0 până la 39. Un număr. Experiența ghișitului de mai înainte. Unei te trimite pe tine experiența ghișitului. Eu aș lua câte 4, nu știu, m-ar tenta să iau câte 4. Acum câte ești tentat câte 4. Câte 4, da. Foarte și aș lăsa, mai, dar mai întâi aș împărți 101 la 40. Să văd câte numere să las acolo. Foarte tare. Excepțional. Deci, uite, cum creștem în valoare. Deci, nu mai suntem pe bâșbuite. Experiența ghișitului dinainte e suficientă pentru a lua o decizie. Da. Tu spui așa, sunt 101 numere? Da, da, sunt. Dar nu împărțim, știm câte lăsăm afară. Exact. Ca să știm câte lăsăm afară, trebuie să împărțim la 4, că avem grupe de câte 4. Da. Sper tu că într-o grupă de 4 găsești pe 40? Da, acum mă uitam, încă n-am apucat să calculez. 9, 10, 19, 27, nu știu, poate... Deci ai zis, poate am greșit și eu. Deci ai zis aici... 10, 11 cu 9, 10. Nu, fără 1, că s-o lasă 1. Dar de ce să-l lasăm? Și el, membru al familiei. Ok, l-am și pe 1. Sigur, că ai 101 termen. Da, da, da. 4 cu 9, 13, cu 27, dă deja 40. Deci, o, asta da, e, deci a fost bună ideea câte 4. Da, da. Ai fost și foarte... Când ai zis câte 4, trebuie să te gândești repede. Vezi, grupajul de 4 îți face. Nu, imediat mă uită la 4, că dacă o ia ceva cu 4, că, nu știu, presimțea mea că n-aveau cum să fie foarte multe. Și am luat 4, doar ca să văd, și am văzut că dar 40. Și am zis că dacă dă 40 în experiență, celor de exerciții, înseamnă că luăm grupaj de câte 4, dar nu înainte să vedem ce numere lăsăm afară. Că asta mă interesează, că nu vreau să le las pe alea ultimele, că asta, că mare belea. Nu mai gata, nu. Belea mare cu ăsta da. Ultimele la sfârșit. Ne creează mare necază. Nu putem să-l facem. Și cum ai văzut tu că s-o sutul împărțit la 4, restul este 1, fac 25 restul 1, de 4 ori că de 25 face restul. 25 de grupe vor fi, de câte 4, și restul 1 înseamnă că pe 1 îl lași deoparte. Și atunci? Nu știam că lăsăm pe următoare. Și știi care va fi restul deodată din vorba? Nu. Clar, nu. Dar eu vreau să văd ceva. Zi? 1 plus 3, 4, 9, 13... Da, bine. Eu nu lăsăm pe prima dată. Eu l-am luat pe 3 plus 3 la 2 plus 3 la 3 plus 3 la 4 direct, că știam că 1 e afară 100%. Și... De ce vei știu tu că 1 e deoparte? Pentru că nu lăsăm pe la... Nu lăsăm 3 la 99 sau 3 la 100 pe din afară, că nu putem, nu e bine. Și 1 pică pentru că 100 nu dă, e un rest, e rest. Deci vezi, ca să știi câți termeni așa deoparte, afară,
trebuie să împarți numărul de termeni care sunt în sumă, la câți folosești în fiecare echipă, în fiecare grupaj. Da. Da? Și restul împărțirii îți spune câți lași afară. Și care pe care îi lași afară? Pe primii îi lași. Că nu ai tu chef. Aia strică jocul. Concluzia este așa. În seara asta am pus mâna pe un exercițiu fantastic, deosebit de tare, în care s-a aplicat teorema împărțirii cu rest. Am și calculat suma aceea, că știam, a fost o chestie la îndemână a celor care muncesc, a copilor care știu câte ceva. Dar restul împărțirii la 3, la... Eu nu știam cum să fac restul, dar știam cum să calculez suma. Restul nu, nu m-am gândit niciodată cum s-ar putea face. Asta este. Și acum nu știu să fac direct, deci nici... Dar știi unde să faci asta? Unde să faci asta? Unde? Numai la proful online. Deci proful online pleacă de la chestiuni de astea așa, care par... Tu ai intrat în lecție fără să vrei. Da? Tu erai destul de sceptic că vei face acum o oră de matematică. Chiar spuneai, da, s-a obosit, că să vezi că a trecut timp. Te-am păcălit sau nu? M-ați păcălit. Te-am păcălit, măi, asta a fost. A fost suficient să te așezi la masă, să intri în dialog cu mine și să-ți dai seama ce stare de bine se instalează când începi să pătrunzi din ghișciu. E matematica fascinantă. Deci eu nu știam ce să fac cu tine. Tot mă gândeam. Mi-ai propus tu un exercițiu acolo. A zis, băi, da, acela e la îndemână. Altceva, altceva. Și la și ăsta altceva a fost ideea să mă gândesc la suma asta. Nu știam că tu o știi cum se calculează. Ai mulțit cu 3, fiindcă ai văzut 3, 3, 3, 3 acolo. Nu, nu, ne-am învățat și la școală. M-am învățat la școală chestia asta. Dar n-am mai făcut un pas să vadă restul împărțirii la... N-am mai făcut. Erai deja făcut semul, dar doar asta pentru cei asta care... Asta e chestiune de finețe. Ne ducem spre olimpiadă, chestii de astea. Aici, da. Da? Sus, sus. Este o zonă rarefiată. Este acolo. Iar acolo se ajunge numai dacă muncești, faci cu drag. Crezi tu că de la ora 6, 5 jumate, când sunt eu în vicioare, până la ora asta, când încă a făcut această problemă tine, aceste lucruri le puteam să trec sub starea de oboseală și eu, când mi-ajunge. Dar știi ce? Vreau să vă spun amândoi, suntem amândoi frățiori, eu sunt îndrăgostit de matematică. Îmi fac cu plăcere. Eu mă refac, mă regăsesc, eu sunt, parcă plutesc când ajung să în zona aceea frumoasă. Asta vreau să o comunic vouă și prietenilor noștri, că matematica este extrem de frumoasă. Dintr-un exercițiu facem alt exercițiu. Și așa ne tot ducem. Și uite așa, în lecția trecută am făcut cu Mihăiță o chestiune foarte frumoasă. El mă trăgea, numai împărțim la 2, la 2, la 2, la 2. Vroia el acolo că-i plăcea, frate. L-am rupt și am propus altceva și atunci a zis, ce fac aici? O să vezi lecția lui, cum foarte mulți prieteni o să vadă și lecția noastră de seara asta. Foarte tare problema cu restul de împărțire, nu? Da. Ce o să se bucure mămica și cu tăticul, Greta, care a venit la mine așa cu multă bucurie când făceam lecțiile acelea de matematică pe vremuri. Ce o să se bucure că o să vadă lecția asta în care tu ai participat, Georgică, și ai participat cu plăcere. Mai puțin în plăcere la început și deodată vine plăcerea. Merită să ne apucăm? E fiecare dată? Da. Da. Merită. Vezi? Tu te-ai trezit ca un... știi că orchestra e făcută din mai mulți... Da. Și dirijor. Dirijorul. Și tu erai ăla de la instrument care nu vrei să sufli deloc în... Flaut. Nu vrei. Și deodată când ai intrat o baghetă, te-ai trezit, când ai văzut ce frumos, te sufli și faci, te simți bine. Ăsta e lucrul pe care vreau să-l comunic ție și tuturor prietenilor noștri. Este mare bucurie să faci matematică dacă începi să înțelegi. Iar dirijorul, de acolo de unde ești tu,
lipsit de interes, îți câștigă interesul și deodată te face să fii participant, bun participant la lecție. La revedere, dragilor, pe curând! Așa.